S-a izbit cu mașina într-un gard din piatră și a distrus o bucată din el. I s-a întâmplat unui bărbat de 74 de ani care a pierdut controlul volanului după ce s-a simțit rău în timp ce se deplasa pe un drum din satul Zeica, în raionul Criuleni, chiar în ziua de Paște. După accident, conducătorul auto a sunat la serviciul 112. Polițiștii sosiți la fața locului l-au supus alcool testului, însă acesta a arătat că șoferul nu era în stare de ebrietate. Bărbatul a avut nevoie de îngrijiri medicale, așa că a fost transportat la spital.